Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Miron Manega și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Ca să fii român trebuie să poți, adică pentru a fi român trebuie să fii în stare. La care adaug eu, la cuvintele lui Grigore Vieru, ca să fii în stare trebuie să îndeplinești trei condiții. Voință, știință și conștiință. Invitații mei în această seară sunt doi luptători de arte marțiale, Cristiana Stancu Mongol, campioană mondială la kickboxing în 2015, și Gabriel Apreotesei. Bine ați venit, Cristiana și Gabriel. Bună seara. Bună seara. Tema principală a emisiunii este kickboxing, ortodoxie și patriotism, cu tot ce derivă din cele trei fațete ale temei. Dar nu înainte de a da cuvântul invitatului nostru special, permanent și tutelar, domnul Mihai Eminescu. Ați zis că sunteți națiunea și vi se pare că o și sunteți, sau cel puțin faceți ca și când o ați fi. Îngrijiți adică pentru dumneavoastră și mărire cerului numai pentru dumneavoastră. Trecutului îi dați cu piciorul, viitorului nu-i testați nici știința, nici limba, nici țara, ci numai corupțiunea dumneavoastră cea mare și partidele dumneavoastră cele fără de caracter. Mâncați venitul țării pe trei generațiuni viitoare, căci mâncați pe datorie până a copiilor, nepoților și a strănepoților dumneavoastră. Tot luxul ce-l faceți azi, poi mâine la ei va fi mizerie. Dar finanțele țării se ruină. Ce vă pasă? Voi sunteți națiunea? Cu moartea voastră a murit și națiunea, vorba țiganului, ce-mi pasă mie că trăiește toată lumea dacă mor eu? Deficit lângă deficit, împrumut lângă împrumut, datorie lângă datorie, gaură lângă gaură, până ce finanțele României nu vor fi curând decât o mare gaură. Aviz onoratului Ministeriu de Finanțe, aviz mandatarilor țării. Trei moduri sunt de a rezolva o chestiune. Cel din tâi e că vezi lucrurile, surâzi amar, te îndoiești, dar stai la îndoială și nu mergi mai departe. Stoicism. Cel de-al doilea e că vezi răul, îți sfărâm căpățâna să afli cauzele, calculezi cu cifre pozitive și nu imaginare, iluzorii, îți scurtezi din plapomă binișor și te întinzi numai cât ți-ai scurtat-o. Devii onest și econom. Pozitivism. Al treilea e că, văzând răul, surâzi cu noblețe și dispreț și zici în minte, țara e bogată, țara va plăti, timpul va șterge și urmele. Optimism. Să analizăm toate aceste trei moduri in rebus. Cel de întâi și cel de-al treilea sunt cele obișnuite în România. Cel de-al doilea e cel obișnuit prin alte locuri ale lumii, mai cu minți. Atât scepticul cât și optimistul se opresc la îndoiala însăși și nu merg mai departe. Unul știe răul și cată lângă el, altul îl știe și sare cu ochii închiși peste el. Dar nevrând a ști și de rău și ignorându-l, el totuși există. El ar exista chiar dacă nu l-ar ști nimeni. Ar exista și ca tot ce e rău ar crește și s-ar mări progresiv până ce s-ar fini cu ruina statului român. Am citat din manuscrisul 2257 în perioada 1866-1877, textul intitulat de Eminescu, Articoli nepoliticoși, proză politică, proză limbistică. Stimați invitați, ați putea să comentați acest text al lui Eminescu scris prin secolul XIX, sau mai bine zis, actualitatea acestui text, dacă e vorba de actualitate? Cristiana. Cred că tot ce a spus Mihai Eminescu e actual și mereu va fi actual. Cred că în asta, de fapt, constă geniul lui. Referitor la ce a citit, cred că dacă ni s-ar citi acest pasaj înainte de a intra în ring, am avea o motivație foarte mare, măcar să putem răzbuna
la nivel metafizic, lucrurile de care vorbește Mihai Eminescu, care sunt actuale, prezente și nu putem nici trece peste, nici sări peste, nici sta lângă, suntem chiar în el. Asta este adevărul. Gabriel? Este mai mult decât perfect ceea ce spune Eminescu, de parcă Eminescu ar trăi acum aici. Într-o oarecare măsură este printre noi, dar experiența lui din timpurile lui se pare că este perfectă cu realitatea de azi. Da, cum spunea Cristiana, ca să completez, într-adevăr, avea dreptate, are perfectă dreptate, mai mult decât atât, cred că ca să câștigi meciul sigur, asculți acest text înainte. Și vă răzbunați pe adversar, care săracul n-are nicio vină, nicio vină în speța asta. Nimeni n-are nicio vină în ring. Da. Cristiana Stancu Mongol, 25 de ani, campioană mondială la kickboxing, titlul obținut la Milano în 2015, cea mai titrată sportivă a țării în arte marțiale și sporturi olimpice. Aici box trebuie să facem. Box și cum? Box, da. Box și lupte, am înțeles. Da, și la lupte am concurat. Dar în afară de asta, pictoriță de icoane, absolventă a Facultății de Teologie Ortodoxă din București, secția Artă Sacră, bursieră. Da, până atunci asta hai să vedem. Știți? Cum? Asta de unde știți? M-am documentat foarte și eu puțin documentat. De... Mi-e teamă. Nu e așa? Ba da, așa ok, este. Atunci. Dar hai să vedem, haide să vedem câteva imagini reprezentative cu Cristiana Stancu Mongol în ring. Моля, аплодирайте състезателката от град София, Жаклин Иванова! Начало на първи рунд. Am revenit în studio. Cristiana Stancu, mongol. Ce am văzut? Ați văzut? Ce competiție e? Ați văzut un meci profesionist de MMA. Ce înseamnă MMA? MMA înseamnă Mixed Martial Art. Este o abreviere în limba engleză. În română, arte marțiale mixte. Uh-huh. Conceptul a apărut atunci când diferite sporturi de arte marțiale, stiluri de arte marțiale, au vrut să se... să-și măsoare puterile, să vadă care este cel mai puternic stil. Și atunci a apărut această platformă care de luptă. Care e, de fapt, o cușcă. Da. Este o cușcă doar pentru că atunci când am început să lupte în ring, cădeau din ring deoarece se proiectează luptă la sol, da, și cădeau printre cori și atunci existau riscuri foarte mari de accidente destul de serioase din acest motiv și atunci s-a ridicat o plasă în jurul ringului care ulterior s-a transformat într-un octagon și a luat denumirea de cușcă. O denumire mai puțin fericită în traducerea în limba română, într-adevăr. Însă, da, este cage fighting. Uh-huh. Ai supranumele și renumele de mongol. De unde vine numele ăsta? Cine ți l-a dat? Și asta în primul rând. Cine ți-a dat numele ăsta? Și pe urmă te-aș ruga să prezinți pe scurt traiectoria ta profesională.
Numele acesta a venit în urma vizionării filmului cu același nume, Mongol, în care este prezentată istoria lui Genghis Khan și a expansiunii lui. Viitorul meu soț mi-a dat acest nume pentru că a asociat foarte mult atitudinea mea de luptătoare cu atitudinea aceea mongolă. De orice s-ar întâmpla, oricât de greu ți-ar fi, e suficient să mergi mai departe și să crezi și vei reuși. Și asta a fost parcursul meu profesional, cam așa s-a desfășurat. Și el a făcut o asociere între mine și acel stil de a fi, de fapt. Și atunci mi-a spus, știi ce, uite, tu și semeni cu o asiatică, ai trăsături asiatice, tu ești mongol, de fapt, asta te caracterizează. Și apoi am studiat în profunzime acest subiect și am aflat că etimologic mongol înseamnă neînvins. Și atunci m-am regăsit foarte puternic în această filosofie. Și cred că oricine poate fi neînvins și despre asta e vorba în viață. Să ajungi la capăt și să te declari neînvins. Povestește-ți pe scurt traseul de luptător. Traseul de luptător a început foarte devreme, de la 3 ani, atunci când făceam arte marțiale cu tatăl meu și el practicant de jiu-jitsu. Am fost foarte talentată, într-adevăr, foarte muncitoare, iar când am ajuns într-o sală de arte marțiale adevărată la 9 ani, nu am mai putut fi scoasă de acolo. Singura barieră care stătea între sală și accesul meu la antrenament era să învăț foarte bine. Părinții m-au condiționat astfel, pentru că m-au văzut că sunt mai mult decât pasionată de... E un fel de șantaj pedagogic. A fost un șantaj total, însă a dat roade, pentru că m-am ținut cu seriozitate și de școală, deși mi-a plăcut întotdeauna să învăț, dar și de antrenament. Ăsta a fost motorul. Notele bune însemnau mai mult timp de antrenament. Apoi... La 18 ani mi-am dat seama că vreau să transform acest sport, acest mod de a trăi într-o carieră profesionistă. Un palmares, să zicem. Da. La 18 ani am reușit să câștig un titlu mondial în arte marțiale, apoi au urmat alte titluri mondiale care au culminat cu titlul mondial la profesioniști, la kickboxing, și cel de campioană mondială la mixed martial arts. Gabriela Preotese, 36 de ani, patriot, credincios, luptător de box, kickboxing și MMA, activist civic pentru tot ce înseamnă ortodoxie și românism. A emigrat în 2002 în Italia, a boxat la amatori între 2007 și 2011 în diverse săli în funcție de cum îți schimba regiunea de lucru, de fapt, pentru că se plimba după job, unde... Așa, și în toată perioada asta a avut aproximativ 60 de meciuri de amatori. Restul o să ne spună pe parcursul emisiunii, dar până atunci să-l vedem cum luptă în cușcă.
Am revenit în studio la Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane. L-ați văzut pe Gabriel Preotese în ring, ați văzut cât e de determinat. Gabriel, de unde erau imaginile pe care le-am... În ce meciuri? Din Italia. Amândouă? Primul din Italia, al doilea era din România. Venisem tot așa o perioadă acasă, în vacanță, ca să zic așa. Am mai fost acasă pentru... Am încercat diferite, între ghilimele, afaceri să fac să rămân aici. Și cât eram acasă, mai... Cum cunosc foarte mulți și sportivi și antrenori, nu merge la gala cu tare, nu știu, hai să mergem să ne batem. Am văzut. Hai, povestește-ne pe scurt. Eu am emigrat în Italia în 2002, ca muncitor, bineînțeles. Mama m-a mai antrenat, bineînțeles, pentru pasiunea mea. În 2007 am început să lupt la amatori. În 2007 până în 2011 am făcut undeva la 60 de meciuri la amatori. Dintre care... Stai, povestește cum ai ajuns la arte marțiale. Cum ai ajuns la arte marțiale am ajuns înainte de a pleca din Italia, de mic copil. Aveam undeva la 15 ani, am început cu boxul amator. Am făcut box amator, am boxat în țară, la Clubul Nicolina de la Iași. Am plecat în armată, după armată am plecat în străinătate. Și în străinătate, bineînțeles, ca muncitor. Așa cum vă spuneam, din 2007, după o perioadă de antrenament acolo, pur și simplu din pasiune. Am înțeles din ce am mai văzut eu pe internet că a fost traumatizantă perioada aia, când a trebuit întâi să te bați. Da, a trebuit să mă bat pe bune, în sensul că... Ba chiar ai ajuns în spital? Da, am ajuns în spital, că așa se întâmplă în general în viață. Cu bâte, cu chestii, cu... Cu băte, cu cuțite, am avut altercații în cluburi, lucram în Italia și cu arme de foc adevărate, am avut colegi de muncă care au fost împușcați mortal. Erai acolo, lucrai ca bodyguard? Ca bodyguard, da. Ca bodyguard a fost și primul job, și a fost și al doilea job. Uh-huh. Eu, în general, nu eram, adică n-am fost niciodată să trăiesc din munca de a fi sportiv. N-am avut aceleași deschideri cum Cristiana. O invidiez în sensul bun, o apreciez foarte tare. Mai mult decât poate dânsa să creadă, este puțin spus o valoare în România. Eu am continuat din 2007, mi s-a propus de cineva de acolo, de o antrenoare, o româncă, să boxez. Dar... am boxat la diferite săli, ca să zic așa, în funcție cum îmi schimbam locul de muncă. Pe mine mă interesa să lucrez, nici de cum să... Din 2009 mi-a plăcut foarte tare kickbox. Am văzut că era și o modă la România special, cu accesiunea care a fost. Și am început în paralel să fac și kickbox. Pentru o perioadă scurtă de timp, am avut, cred, undeva la vreo 7 meciuri. Le-am combinat prin Italia la amatori, profesioniști. În țară, cred că vreo 3, așa cum se întâmpla, că vineam acasă, hai, nu mergi la un meci? Mergem, domnule, cum? La un moment dat vreau să boxez, venisem din Italia, mă lăsasem o perioadă de sport, crescusem în kilograme, nici nu mai respectam categoria mea, că mă ducesem, aveam la vreo 80 de kilograme. Toate le-am făcut doar din plăcerea de a mă bate, ca să zic așa, de a lupta. În rest, nu că nu m-a interesat, știam că nu am nicio șansă din punct de vedere financiar. Din păcate, sportivii și la noi în țară, sportivi foarte buni, care sunt forțați să emigreze. Am înțeles că ai ratat la un moment dat o șansă, când puteai să ajungi la Steaua, dar pentru că a intervenit ceva în viața ta și ai preferat să faci armata la... Da, trebuia să fiu trimis la Steaua să fac armata. Mi s-a propus de antrenor când eram în țară, când eram încă copil, ca să zic așa, și am refuzat pentru că iubirea era mai puternică, zic, rămân la mine în oraș. Adică erai îndrăgostit. Eram îndrăgostit, da. Eram îndrăgostit și am zis, nu mai strâng, nu mă duc la Steaua București, fac armata la mine în oraș, că mi-am făcut mersurile ca să fac în Iași, mi-am făcut armata în Iași și probabil asta m-a costat ca să nu mai ajung și eu un campion. Asta e, facem sacrificii. Și... Până la urmă te-ai însurat cu fata de care erai îndrăgostit? Da. E bine până am la câștigat. Urmă. Deci ai câștigat, n-ai pierdut, deci, dar regreți? Ești campion. Sunt campion. Da, practic. Da. Dacă te duceai să faci armata în... La Steaua București? Probabil că era altă. Poate riscam să o pierd, nu știu, habar n-am. Că ochii care nu se văd se uită. Nu? Se uită după alții. Poate mă uitam eu sau se uita ea, nu știu, nu pot să gândesc așa. Dar în fine, am încercat mult în sport.
Apropo și de luptele de cușcă pe care Cristiana este o profesionistă, la primul meci, primul de fapt a fost primul și ultimul meci când n-am mai avut posibilitate financiară după 8 antrenamente. Eu nici nu știam ce înseamnă sol. M-am dus pentru că am crezut că o să fie bine. Nu a fost mai mult decât atât. Deci nu știai, nu erai pregătit pentru partea de la sol. Tehnica de la... Absolut deloc. Nu. Am considerat, zic, las, că merge din picioare, îl fac din picioare și poate după aia... Nu. Mi-am dat seama că dacă nu ești pregătit pentru sol, chiar ți-ai bătaie și de la nevastă, dacă e pregătită. Da, mai ales dacă ai o nevastă, cum este Cristiana. Dacă ai o... Deci e pierdută, indiferent că stai în picioare, că stai la sol. Da. Chiar mi-am pus problema asta, că dacă eu aș avea o nevastă cum este Cristiana, oare care ar fi comportamentul meu în familie? Foarte frumos! Foarte frumos! Foarte, da. Frumos, da. Da. Dar nu sunt violent, oricum. Nimeni nu e violent, așa că... În sfârșit, dar apropo de aspectul ăsta, iartă-mă că întreb, ce intenții ai în legătură cu mariajul, că la un moment dat trebuie să vină și... Am intenții foarte serioase. Când? În curând, foarte curând. Deci o să te agațe cei de la televiziunile, de la emisiunile mondene. A, nu, atunci, că nu sunt fană și nu... Păi știu, nu, dar ei vin. Nu sunt abonat. Ei vin. La acestor emisiuni. De asta sunt aici. Apreciez emisiunile de calitate. Da. Să zicem că este o emisiune quality. Vom vedea, vom muri și vom vedea, cum zicea George Bernard Shaw, dar cred că va trebui să luăm o scurtă pauză. Aș putea să încep să pun și alte întrebări, dar mie că nu mai apucat să răspundeți, așa că mai bine revin în partea a doua a emisiunii. Stimați telespectatori, ne revedem peste câteva minute. Am revenit în studio la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Deviza noastră este: ca să fii român, trebuie să poți. Invitații mei sunt doi luptători de arte marțiale, Cristiana Stancu Mongol și Gabriel Apreutesei. În afară de kickboxing și arte marțiale, mai e un lucru sau mai multe lucruri pe care le aveți în comun. Credința în Dumnezeu și patriotismul. Hai să vorbim despre cea din tâi. Cristiana, la tine credința are și un aspect, pe de o parte, oarecum profesional, pentru că ai terminat teologia, și pe de altă parte un aspect artistic, pentru că ai terminat teologia la secția artă sacră. Deci da, ești pictorița de icoane și cred că nu numai de icoane. Cum de s-a întâmplat așa, sau, ca să reformulez, a fost o întâmplare? Nu cred în întâmplări, nu cred că se întâmplă ceva în acest fel. Faptul că eu am terminat o facultate atât de contrastantă cu meseria de luptător nu este deloc atât de surprinzător pentru mine, pentru că, de fapt... luptătorii sunt foarte legați de Dumnezeu, deși nu pare. Din afară se vede ca fiind ca acest sport, ca fiind un lucru foarte violent, detașat de Dumnezeu, rupt total din orice idee de legătură cu divinitatea. Pentru că în momentul în care doi oameni luptă și se lovește și se rănește. Chiar vreau să întreb și o să te întreb pe tine. Unde este Dumnezeu? Nu există totuși o incompatibilitate între Dumnezeu și acest sport care presupune violență? Nu, absolut deloc. Tocmai asta vreau să vă spun, că faptul că am urmat o facultate de contrastantă, aparent, nu e deloc surprinzător, și spun asta pentru că în acest sport există Dumnezeu întotdeauna, iar această facultate, am urmat această facultate datorită dorinței mele de a ajuta oamenii. Plecasem setată să fac facultatea de medicină, însă după ce am avut puțin contact cu această lume și am văzut ce înseamnă o viață trăită în spital pentru a face oamenii bine... Te referi la sistem? Da. Și am văzut sistemul medical românesc la pământ, din păcate, și faptul că medicii, nu, chiar dacă își doreau să ajute oamenii, nu puteau să o facă 100%, iar ei erau nefericiți și aveau vieți nefericite trăite 100% în spital.
ca să poată încropi totuși ceva, să ajute oamenii. Și atunci mi-am zis, ok, nu asta vreau să fac. Vreau să ajut oamenii, dar altfel. Și mi-am dat seama că, de fapt, sufletul e cel mai important. Și în momentul în care sufletul ți-e sănătos, orice s-ar întâmpla, și trupul îți va urma aceeași cale de sănătate. Și atunci am zis că facultatea de teologie mă va ajuta să-mi deslușesc cât mai bine aceste gânduri de a ajuta oamenii. Și într-adevăr asta s-a întâmplat. Deși am făcut secția de artă sacră și poate părea ceva mai romantic, noi am făcut toate materiile teologice, aceleași materii ca cei de la pastoral, adică cei care vor deveni preoți sau profesori de religie. Și am învățat foarte mult, am aprofundat foarte mult tot ce înseamnă teologia, știința despre Dumnezeu, și am ancorat-o în ideea de pictură, de artă sacră, de pictură iconografică și bisericească. Așa am ajuns la facultatea de teologie. Și pictura murală. Da. Deci poți face pictură murală? Da. Ok. Asta am făcut ținut la examenul de licență. Asta a fost examenul practic. În tehnica... În tehnica seco sau frescă. Frescă, sau... da. Da. Ok. Când l-ai descoperit pe Dumnezeu? L-am descoperit la 3 ani, când am devenit conștientă de tot ce se întâmplă în jurul meu. Din punctul meu de vedere a fost o vârstă cam fragedă în momentul în care am devenit conștientă și am fost speriată pentru că nu mi-a plăcut, dar așa a rânduit adică, Dumnezeu. Ce nu ți-a plăcut? Nu ți-a plăcut că era cineva da. Care te cenzura? Nu, că era cu ochii pe tine? Nu, sau? Nu mi-a plăcut că la o vârstă atât de fragedă am devenit atât de conștientă de tot ce se întâmplă în jurul meu. Și de atunci am început să-mi pun întrebări despre ce se întâmplă în jurul meu și așa am descoperit că există Dumnezeu. Îi simți prezența în competiții? Da, în viața de zi cu zi? Când îl simți mai aproape? Înainte de a intra în ring, și asta este o afirmație pe care foarte mulți luptători, și nu doar români, campioni mondiali, străini, mi-au făcut această mărturisire, că înainte de a intra în ring îl simt pe Dumnezeu cel mai aproape, pentru că atunci intru într-o stare foarte mare de frică, este o frică care te stăpânește, frica de necunoscut, frica de luptă. Și atunci simți te-am urmărit în ring, par destul de relaxată. Când începe treaba, nu mai ai scăpat de emoții, dar până acolo este cel mai greu. Și acolo simți că Dumnezeu, într-adevăr, te ține să nu te prăbușești până în ring. Și de multe ori, modul în care se desfășoară lupta, pentru că lupta e o succesiune de instincte, nu gândești neapărat ceea ce faci. Instinctul se activează. Reflexul. Exact. Deja a devenit reflex. Dar de multe ori deznodământul unei lupte pare că nu ține neapărat de tine, ci de o forță mai mare decât tine. Am înțeles. Uneori victoria poate să înseamnă o încurajare, alteori o sancțiune sau un decont da, în fața lui Dumnezeu. Bineînțeles. Deci este un cum să zic, un fel de indicator da. Al raportului tău personal da, cu Dumnezeu. Da. Este și asta? Adică, întreb. Da, este și eu o să vă spun de ce. Pentru că într-o luptă depinde foarte mult caracterul moral cu care lupți. Etica cu care lupți. Nu este același lucru să câștigi o luptă în care îți urăști adversarul și nu este la fel să câștigi o luptă în care îți respecti adversarul. Nu îți urăști adversarul? Nu ai sentimente de ură față de sau ceva? Personal nu cred că este... Nu despre asta e vorba. Și în sportul ăsta nu este despre asta vorba. Și cei mai mari campioni au spus că nu este vorba despre asta. Față de adversar ai un mare respect pentru că el este motivul pentru care tu poți să-ți faci pasiunea și să-ți faci, să-ți trăiești visul dar de în momentul campion. În care primești lovituri dureroase unele, da. Nu-l urăști? Nu ai reacția asta? Nu, absolut deloc. Absolut deloc. Este o măsurare a două forțe. Nu a două egouri. Am înțeles. Egourile se urăsc, forțele doar se măsoară. Cea mai mare forță câștigă sau cea mai inteligentă. Păstrându-ne în contextul credinței, ce înseamnă pentru tine credința? În afară de post și rugăciune, care sunt niște condiții sine qua non. Cum îți exerciți credința în afara ta? Prin ce fapte? Că ține tot de credință. Păi, credința fapte este moartă. Așa că cred că pentru mine personal cel mai important lucru este
este iubirea și nejudecarea. Și sunt și cele mai importante și cele mai grele de susținut. Pentru că e foarte greu să iubești tot. Am înțeles, la untrei vorbim. Acum mă refeream la fapte. Fapte bune față de alții. Bineînțeles, întotdeauna există maniere de a ajuta oameni. Oameni care nu-și cer ajutorul, oameni care își cer ajutorul. Mă refer la fapte de caritate, ca să fiu mai... ai fost implicată? Da, am fost, am vândut tablouri în astfel de evenimente caritabile pentru copii cu cancer, copii cu autism. M-am donat tot felul de obiecte de artă, mozaic, tot felul de picturi. Nu prea vorbesc despre asta. Am observat că eziți să vorbești despre asta. Deoparte, dar... Da, și încurajez artiștii să facă genul ăsta de lucruri, pentru că chiar ajută foarte mult și oamenii chiar se bucură să poată achiziționa o lucrare, iar banii pe care îi dau să salveze vieți, că despre asta e vorba. Atunci când oferi o pictură sau o lucrare sau orice serviciu pe care tu îl poți oferi, salvezi o viață și asta cred că merită tot efortul. Ai avut mentori, îndrumători în materie de toate cele trei lucruri despre care vorbim aici, despre arte marțiale, despre credință și despre pictură. Ai avut îndrumători? Da, întotdeauna. Poți să le spui, poți să evoci, de fapt. Sunt foarte mulți. Întotdeauna au fost oameni pe care i-am privit ca niște modele și asta m-a ajutat foarte mult și întotdeauna am avut de la educatori, că încă de la grădiniță am avut primul mentor, de la educatori, la învățători, la învățătoare, la profesori, antrenori, preoți duhovnici și alți oameni pe care Dumnezeu mi-a dat în cale ca eu să mă pot dezvolta cât mai mult. Cine te-a împins spre ring? Nu m-a împins nimeni, m-am dus singură. Sau cine te-a încurajat inițial? Că a existat un impuls undeva. Am fost foarte talentată și foarte muncitoare, am fost un fel de fenomen. Primul meu antrenor m-a încurajat să intru, să lupt. Mama mea a fost cea care m-a susținut în permanență. Toată lumea te-a susținut. Tatăl meu la fel. Da, am fost un om binecuvântat. Am înțeles că până ești profesorul de desen. Da, de la el, cred că de el întrebați. Da. Primul meu profesor de pictură, căruia îi port un respect imens, Petru Rogojină. El aflase că eu tot căutam să practic un sport și mi-a spus, dar de ce nu te duci, că uite, la parterul clădirii e o sală de arte marțiale, du-te și încearcă. Și cred că a regretat foarte mult după, pentru că m-a văzut că ușor mă pierde, pentru că și el mă vedea un mare talent în pictură și ar fi vrut să fac numai asta și să-mi canalizez toată energia spre pictură, însă cumva m-a pierdut ușor, pentru că am fost mult mai atrasă de energia sălii de arte marțiale și de tot ceea ce se întâmplă acolo. Însă, referitor la profesorul meu de pictură, v-am mai spus că am fost un copil foarte conștient de tot ce era în jurul meu și deseori aveam niște stări de tristețe, de melancolie, de întrebări, îmi puneam foarte multe întrebări, la care, bineînțeles, nu erau filosofice la modul propriu și normal că nu exista un răspuns. Și nu vorbeam, nu îmi exprimam sentimentele, dar prin pictură reușeam să scot ce era în interiorul meu și îmi aduc aminte că prima pictură pe care am făcut-o, dintr-un copil emotiv și tăcut, am făcut o pictura atât de vie, cu nuanțe de roșu, de flăcări, de... Profesorul meu s-a speriat și a dat seama că e ceva cu mine. Și atunci, de fiecare dată când mă vedea că am o stare mai tristă, venea și mă întreba ce s-a întâmplat, mă încuraja. Și asta mie îmi dădea o foarte mare energie, pe care apoi o transpuneam în sport și în toate lucrurile.
Așa că părinții care vor să-și dea copiii la pictură, vă încurajez să faceți asta, pentru că nu, adică, e bun și psihologul, însă trebuie să-și descărceze energia. Este o supapă ideală pentru cei care au talentul ăsta. Da, 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 exact. Ești foarte atentă la comportamentul oamenilor, probabil vine și din exercițiu sportiv, ești atentă la adversar. Deci ești atentă la comportamentul celor din jur. Cum, sau dacă poți, face o evaluare, să zicem, o estimare a nivelului de credință al românilor în general. Perspectiva ta, contactele proprii. Cum stăm la capitolul ăsta? Asta e un subiect foarte delicat, dar de multe ori am privit pe ansamblu și am încercat să-mi dau seama, să deslușesc ce se întâmplă cu neamul nostru în prezent. Cred că credința noastră, ne naștem cu ea în ADN-ul nostru, ne e firească și cred că asta este valabilă pentru toți românii, dar mai cred că avem o credință din păcate neșlefuită. E ca un diamant abia scos din pământ, nu-ți dai seama dacă e o piatră fără valoare sau cea mai valoroasă piatră de pe planetă. Cred că avem o credință care se bazează foarte mult pe o idolatrie a ideii de noroc, a ideii de să-mi îndeplinească Dumnezeu dorințele. Mă duc la biserică să-mi îndeplinească Dumnezeu dorințele. Bine, de asta toți ne rugăm, dar depinde ce ne dorim. Da. Mă duc la diverse mănăstiri ca să aprind o lumânare, ca să iau o piatră de acolo și să o port cu mine în portofel și să am bani. Deci e un fel de... E un fel idolatrie. Chiar este. Da. Este o încălcare a poruncii a doua. Exact. Inclusiv toate fenomenele care au loc cu Sfânta Cuvioasă Parascheva, mormântul părintelui Arsenie Boca și așa mai departe, mi-arată că nu suntem, nu avem Unii o credință cultivată. Unii a zis că asistăm la un fel de arsenizare a României. Da, dacă arsenizare înseamnă curățarea ei, e bine. Nu, ar fi bine să înseamnă. Nu, în sensul de care ai spus mai înainte, în sensul mai degrabă, că e o diferență între superstiție și credință. Bineînțeles. Și cred că aici e un pic bătaia acum, că credința ortodoxă este luată, e persiflată și este considerată o superstiție, de fapt. Cred ca Dumnezeu să am noroc și bani. Cred ca să am sănătate. Cred că, de fapt, nu ne mai ducem spre un adevăr. Cred ca eu să dețin adevărul. De exemplu, în rugăciune, poate că asta așa ar trebui să înceapă rugăciunile. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce avem bun sau pentru ceea ce a făcut pentru noi. Da, nu? Ce să-i reproșăm rău. ne nemulțumești. Și pentru ceea ce avem rău, pentru că și lucrurile alea rele, de fapt, ne arată pe unde suntem și ce e cu noi. Nu, ne mai arată ceva, că un lucru rău care ni se întâmplă, poate, de fapt, este o supapă ca să nu ni se întâmple un lucru și mai rău. Da, este o amortizare a unui rău mai mare. Din conștiința noastră îngustă ni se pare un lucru rău, dar să știți că extrapolând la viața sportivă, uneori o victorie poate fi un lucru foarte rău, deși aparent e un lucru bun și invers. Dar ce e beția succesului, beția... Exact. În sfârșit, Gabriel, te întreb și pe tine, tu când l-ai descoperit pe Dumnezeu? Cred că dintotdeauna l-am simțit pe Dumnezeu, dar faptul de când m-am apropiat mai mult e de câțiva ani, pentru că parcă m-am trezit la o... De fapt, m-am trezit la o realitate când am văzut că se lovește puternic în dărâmarea creștinismului în România. Dacă n-ar fi existat creștinismul, nu exista poporul ăsta. Am înțeles. Dar, apropo, tu cum ai evalua nivelul de credință al poporului român? Din ceea ce ai încercat, din experiența proprie. Din păcate, românul nu știe ce să ceară. Noi, românii, în general, cerem lucruri fără valoare, nesemnificative. Noi l-am făcut pe Dumnezeu, încercăm să-l facem sclavul nostru, nici de cum noi să fim ascultători lui. Cerem chestii total inutile. Nu știu, mașini, vile, piscine. Dar am uitat de sănătate, am uitat să-i mulțumim în primul rând pentru ceea ce ne dă, hrana, să mulțumim faptul chiar dacă avem o simplă pâine pe masă. Să mulțumim în primul rând pentru sănătate, pentru pacea care încă
o mai avem în țara asta. Noi cerim mereu de la Dumnezeu, încât El parcă ar fi un angajat al nostru, să ne dea tot timpul. A fost poporul român este supus la asemenea mentalitate. Deci, să înțeleg din asta, apropo de întrebare, să înțeleg că nivelul de credință al poporului român, în opinia ta, este destul de jos. Am înțeles bine? Este jos, dar nu va putea... Chiar vreau să subliniez, creștinismul în România nu va putea să dispară. Ortodoxismul, în special că vorbim de ortodoxism aici, poate va fi îngenunchiat, poate la un moment dat va fi pe burtă, ca să spunem așa, dar niciodată nu va putea fi distrus, sub nicio formă. Vă spun și ție o altă întrebare pe care i-am spus-o Cristianei. În afară de post și rugăciune, prin ce îți exerciți credința în Dumnezeu? Prin ce fapte? Încerc să ajut cât mai mulți oameni, dacă este posibil. Și în momentul când ajut oamenii, unii oameni chiar am primit destul de multe mulțumiri pentru faptul că mă implic, nu știu pentru ce. Eu, de fapt, le-am spus, nu mulțumesc voi mie. Eu vă mulțumesc vouă pentru că mi-ați cerut ajutorul. Și de ce? Pentru că eu, prin faptele pe care reușesc să le fac bune, prin înțelesul nostru a tuturor, sunt conștient că îmi pun câte o bilă albă pentru sufletul meu, când va trece în partea cealaltă. Deci este o bucurie enormă. Spune a mea. O întrebare perfidă, e un fel de tranzacție cu Dumnezeu? Nu este o tranzacție, este faptul de a fi... Eu nu mă aștept niciodată la răsplată din partea oamenilor, poate din contră. Dar răsplata mea este pentru... Eu am deja, sunt sănătos, am o viață foarte bună, dar nu mă refer din punct de vedere financiar, am stabilitate și chiar apropo de ajutor, printre altele sunt aici la București pentru că a fost un caz mediatizat pe la o televiziune, nu mi-aduc aminte exact unde, în fine, este o ființă numită Alina Frâncu care suferă de o boală. Ce boală? Limex, dacă... Limex? Da. O luat-o de la începătura unei căpușe. Se mai numește și boala cu 1000 de feții, pentru că are niște simptome de nu-și mai dă seama ce are. Sunt 4 grade, ea în ultima fază, în gradul 4. Practic, mama dânsei este în vârstă, destul din vârstă, de 60 de ani. Stă în Italia, muncește numai pentru a-i plăti morfina, care este, își administrează morfină de 2 ani. Din cauza durerilor. Din cauza durerilor, da. Spune că simte niște călduri, un foc, practic, în creier. Este... Ființa asta... Câți ani are? Cred că undeva la 30 de ani. Uh-huh. Nu aduc aminte bine. Am vorbit cu ea la telefon. Îmi spunea că câteodată se întâmplă, poate că nu mănânc chiar și 2-3 zile, dacă nu trebuie cineva să o hrănească. Mâine chiar vreau să am zis, băi, hai să mai încercăm încă ceva. Am vorbit cu cineva, cu un prieten de aici, să vină cu mașina, să o luăm, să ne ducem și la Nea Gigi Becali. Pentru că este într-o fază foarte degradată. Deci nu există nicio soluție, nicio șansă în România? Nu se poate trata decât în Germania. Ceea ce, din păcate, nu știu, nu, oamenii nu se mobilizează. Deci, Alina Frâncu... Deci ai venit în București și pentru asta, sau poate în primul rând pentru asta. Da, dimineața să mă întâlnesc cu persoana respectivă, să mergem să o ajutăm. Eu sper că va face Dumnezeu minune să-l întâlnim pe Nea Gigi acasă. Uh-huh. Da, hai să vorbim de patriotism. Patriotism. Cineva spunea că pentru a te ridica... singurul mod prin care te poți ridica la nivelul unei idei este să te sacrifici sau să poți să te sacrifici pentru acea idee. Subscrieți la chestia asta și ați accepta, de exemplu, să vă sacrificați pentru România sau pentru ceva în general. Pentru ce? Pentru cine? Am pus mai multe întrebări. Deci dacă subscrieți la această formulare... Și dacă ați fi capabil de sacrificiu. Patriotismul se leagă perfect cu felul de a fi un bun creștin.
Sunt convins că noi, dacă suntem români, nu suntem născuți întâmplător români. Puteam să fim nemți, francezi sau de altă nație. Dar în fața lui Dumnezeu, cu siguranță vom da socoteală și ce am făcut pentru națiunea noastră. Pentru că a face pentru națiune, a face un bine altor oameni. Și în faptul ăsta constă creștinismul, de a-ți ajuta aproapele tău. Iar dacă ai ocazia să îți ajuți însăși națiunea, chiar te poți numi un om binecuvântat în fața lui Dumnezeu. Îmi este frică să nu iau atitudini pentru poporul meu. Îmi este frică să nu iau atitudini pentru acest popor care n-ar fi existat, așa cum am spus, dacă nu exista ortodoxismul. Mulți se gândesc și la sfinți, sfinți, da? Sfinți închisorilor, toți zic, wow, fraților, ziceți wow, dar ați vrea să fiți ca ei, dar mulți nu sunt dispuși să facă precum au făcut ei. Brâncovinienii, sfinții brâncovinieni s-au sacrificat pentru poporul lor, pentru noi ca să existăm, nu? Deci ce este mai, adică vrem, practic vrem să ne câștigăm un loc între cei drepți pe lumea cealaltă, dar cei mai mulți dintre noi nu sunt dispuși să facă absolut nimic. Este ocazia noastră, este ocazia a fiecărui dintre noi în parte. Și atunci dacă avem o ocazie de asta, eu cred că trebuie să o folosim, că o folosim în primul rând pentru sufletele noastre. Fizicul, viața pe pământ este pentru mine, are o valoare, ca să zic așa, zero. Alaltă seară am fost martor, întâmplător, ca să zic așa, la un accident de mașină. A intrat cu mașina într-un capăt de pod, se întorcea de la muncă persoana respectivă, mort. L-au resuscitat vreo oră și ceva în salvare. După care a ajunsese nevastă acolo și spunea, striga, plângea, te rog, dă-mi un semn, te rog, spune ceva, nu-mi faci alt. Și zic, eu am spus, eram cu niște cunoștințe acolo, zic, s-a terminat filmul, fraților, că ăsta are milioane, că ar fi avut milioane, că ar fi mâncat de azi pe mâine, s-a terminat. Ce să rămână în urmă? Ce rămâne în urmă? Faptele. Faptele care le-am făcut în față de alți oameni. Faptele care am ajutat. Nu există, nu pot. Există doar, nu vreau. Nu există, nu pot. Cristiana, aceeași întrebare ai fi în stare, apropo de sfinții brâncoveni, ai fi în stare de sacrificios? Ai putea? Cred că e greu să poți. E doar vorba de a vrea și mai departe Dumnezeu te ajută să și poți. Dacă îți asumi să fii creștin, adică să fii al lui Hristos, îți asumi să-ți iei crucea și să te duci după el. Asta poate însemna orice. Chiar poate însemna orice. E indestructibil, acum mai avem 2 minute până la pauză, este, cum să zic, dimensiunea creștin-ortodoxă a poporului român, a neamului românesc, este fundamentală, poate fi concepută identitatea românească fără ortodoxia creștină? Personal nu cred. Cred că suntem născuți așa. Cred că orice s-a fi întâmplat înainte de venirea Sfântului Apostol Andrei pe pământurile astea, cred că tot ce s-a întâmplat înainte, de fapt, a pregătit ca noi să devenim creștini ortodoxi. Este în natura noastră. Aveam o predispoziție prin zamolxianism. Exact. Natura noastră este aceea de a fi ortodox. Ortodox însemnând dreapta credință, adică aceea venită direct de la Hristos, prin apostoli. Și nu cred că poate fi despărțit. Chiar nu cred. Și toți, și ceea ce este extraordinar de frumos și elocvent, de fapt, în lucrul ăsta, care dă mărturisire despre ceea ce ați întrebat, este că străinii care vin aici simt lucrul acesta și toți sunt atrași, după ce se îndrăgostesc de România și de felul nostru de a fi și de tradițiile noastre, indiscutabil sunt atrași și de partea noastră ortodoxă. Da, am observat că în Statele Unite e un adevărat fenomen de trecere la ortodoxie. Da. Am avut pe Ovidiu Hurduzeu, cel care, unul dintre fondatorii Ligii Distributiste, și mi-a spus, și mi-a folosit de existența acestui fenomen. Da, și în Japonia, la momentul actual, pentru că am fost de 3 ori acolo deja, am luptat, în Japonia, la momentul actual,
este cel mai mare număr de încreștinări în Biserica Ortodoxă a Japoniei din toate timpurile, de fapt, de când a fost introdusă Biserica Ortodoxă în Japonia. De când a fost introdusă? 1930 a, secolul și ceva, 20. Da, prin monahul Nicolae, care de altfel are și moaște întregi la Catedrala Ortodoxă din Tokyo, unde am fost. El e sanctificat acolo? Da. Are moaște întregi, este oraclă ca cea a Sfintei Cuvioase Parascheva, într-o biserică catedrală, care pentru mine a fost o priveliște uluitoare, pentru că atunci când am intrat pe pereți, să nu mai fisuri. Nu mai fisuri, nu se mai înțelege pictura. Și am întrebat pe cel care avea grijă de biserică de ce nu se reface, de ce, și mi-a mărturisit că nu pot reface nimic din cauza cutremurelor, pentru că odată ce refac, vine iar un cutremur, iar se sparge tot. Și atunci au lăsat-o așa, dar vreau să vă spun că e o bijuterie. Și oamenii japonezii care vin acolo și se închină și stau la slujbe, sunt un miracol, iar în curtea bisericii, de pildă, era un târg de icoane. Japonezii cumpărau icoane și m-am dus la un stand să văd ce fel de icoane sunt, evident. Și unele erau rusești, altele erau, păreau românești, dacă pot să spun așa, grecești, pe latura grecească. Și când m-am uitat pe spate, scria Made in Romania. Și toți japonezii știu ce înseamnă România pe partea asta... A, extraordinar. Uite, da, că nu, nici nu mi-aș fi imaginat un japonez închinându-se creștinește și cu crucea ortodoxă. Da. Încheiem aici a doua parte a emisiunii. Stimați telespectatori, ne revedem peste câteva minute. Am revenit în studio la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Deviza noastră este: ca să fii român, trebuie să poți. Invitații mei sunt doi luptători de arte marțiale, Cristiana Stancu, mongol, și Gabriel Apreotese. Vorbeam în partea a doua a emisiunii despre patriotism. Aș vrea să reluăm subiectul pornind de la următorul fapt. În România se investește foarte mult în sport, dar numai în fotbal. Fotbalul e un sport care a ridicat de cele mai puține ori drapelul României în competițiile internaționale. Pe când, iată, avem performanțe la nivel mondial, mai puțin cunoscute, aproape necunoscute. Mai sunt câteva televiziuni de nișe, printre care și noi, care vorbim despre ele și încercăm să le arătăm adevărata valoare. Ce părere aveți despre situația asta? Cristiana. Eu cred că m-am lovit, că tot spunea Gabriel că el nu a avut șansa să aibă un parcurs profesionist, da, cum am avut, adică eu. Adică fără antrenor, fără manager. Da, fără... da, da. Și într-adevăr îi înțeleg foarte bine supărarea, mâhnirea pentru lucrul ăsta. E foarte greu. E foarte greu să faci totul cum ca la carte într-o țară în care unele sporturi nici măcar nu există. Unele sporturi care sunt super nișate, și când zic super nișate mă refer la faptul că e un sport de contact la care nu subscriu foarte multă lume, un sport de contact practicat de o fată, deci și mai rău, la care sponsorii nu vor să se atașeze unei astfel de idee, pentru că sunt atât de multe concepții greșite despre fenomen, și atunci bineînțeles că se vor atașa unui sport. Dar sunt toate celelalte sporturi în care nu se investește, cu excepția fotbalului. Da, pentru că fotbalul e o afacere mondială până la urmă. Și atunci e normal să se vrea investiții care pot aduce un fenomen la nivel global, decât alte sporturi la care nimeni nu se uită, de fapt. Sau la care doar familiile sportivilor se uită. Fotbalul, până la urmă, este un joc. Și fără să jignesc deloc generația de aur, față de care am un mare respect și care chiar cred că făceau un sport, pentru că ei trăiau într-o credință, într-o religie a fotbalului. Numai când te uiți la Gică Popescu și la Gică Hagi cum vorbesc despre fotbal, ți se zburlește pelea pe tine, deci era ceva autentic. Dar în ceea ce făceau meciuri, ei. Exact. Era la care Craiova, te uiți cu drag. Exact. La care te uiți cu drag și chiar înțelegi că fotbalul era un sport. În momentul de față, cel puțin fotbalul românesc, este un joc.
Și jocul e la masa verde, nu este pe teren. Exact. Mai este în spatele terenului. Iar oamenii subscriu la acest fenomen pentru că e mult mai, e foarte facil să te uiți la un joc. Și atunci... Gabriel, tu ce părere ai? De sport, noi la Iași avem o echipă foarte bună de poli Iași, atât de bună încât ei nu vor să bată pe nimeni. Da, e bun, nu, deci e... Dar e prosperă, da, clubul e prosper. Deci bătaia face, bătaia e durere. Asta e, apropo de ce pățeai tu, ca să câștigi un ban în plus, mai că aici e vorba de sume uriașe. Da, da. Eu ca să câștig un bănuț în plus, zic, băi, hai. Altfel nici nu mai îmi făceam în primul rând plăcerea mea de a mă bate, ca să zic așa. Mi-a plăcut. Aveți amândoi experiența contactelor în afara țării. Cum sunt văzuți românii în străinătate, românii în general și sportivii români în particular? Cristiana? Depinde de calibrul. Și așa, la modul nivelul... general, pentru că tu vezi lucrurile așa din din dronă, să zicem, da, așa și ca poți sportivi, ca sportivi românii sunt foarte apreciați. Sunt considerați niște sportivi foarte duri, foarte puternici, pe stilul acela rusesc, sovietic, din păcate. Am rămas cumva calați acolo, blocați undeva. Și suntem considerați foarte talentați. Mai talentați decât muncitori. Da, din păcate. Suntem foarte respectați, însă suntem recunoscuți că putem fi învinși foarte ușor la nivel mental. Și acolo vor bate toți ca să ne învingă. Exact pe planul deci, psihic. Pregătirea psihologică. Exact, pentru că la noi momentan nu există așa ceva, iar dacă există, sunt doar impresii, păreri, nu avem nimic statistic, logistic și sedimentat, din păcate. Tu cum stai la capitolul ăsta, pregătirea psihologică? Am o pregătire psihologică foarte bună, mai... De curând, deja de un an lucrez cu un antrenor român, stabilit de 25 de ani în SUA. El este antrenor de MMA, la cel mai înalt nivel, Leo Frâncu, este campion mondial. Da, este campion mondial de lupte greco-romane. Dacă și eu, care nu mă pricep deloc la... Da, este un om care a înțeles, el fiind crescut într-o manieră pur sovietică în anii 1990. Să zicem spartană. Să zicem spartană. Și s-a antrenat exact în regim foarte dur, foarte greu. A ajuns campion mondial, a ajuns să emigreze în SUA, dar nu ca sportiv. A spălat vase la început, până a reușit să-și deschidă o sală și să înțeleagă de fapt despre ce este vorba în sport. Și să ajungă să antreneze sportiv de elită mondială în diverse sporturi de luptă, dându-se seama că de fapt tot ceea ce face diferența este ce gândești despre ceea ce faci. Iar eu de un an lucrez cu el și mi s-a schimbat perspectiva asupra ceea ce fac, a ceea ce gândesc despre ceea ce fac, a motivului pentru care fac. S-a schimbat în bine. În foarte mare bine. Și se vede nu numai în modul cum fac lucrurile, ci cum mă simt. Este o mare diferență. De fapt, asta face diferența între mediocritate și vârfuri. Pentru că poți să ajungi vârf printr-o coincidență, printr-o întâmplare, să ajungi sus, să reușești să spargi gheața din mediocritate, însă să nu poți să stai prea mult pe acolo. De ce? Pentru că te trădează lucrurile pe care nu le știi. Și lucrând cu Leo deja de mai bine de un an, am început să înțeleg de fapt de ce oamenii ăia, de ce campionii aceia mari sunt campioni atât de mari. Pentru că gândesc altfel și cred că România și românii și sportivul român în speță, aici are de lucrat, pentru că avem talent. Deci, din punct de vedere nativ, stăm mult mai bine decât suntem alții. Suntem extraordinari. La capitolul pregătire psihologică și travaliu, muncă mai puțin. Exact. Așa, exact. Ne bazăm pe talent. Și travaliu. Noi suntem destul de muncitori dacă suntem motivați. De problema e că nu suntem motivați. În România e greu să te duci la antrenament de 2 ori, de 3 ori pe zi când nu ai ce mânca acasă. E greu. Da, foarte greu. Deci cum zicea Eminescu, apropo de libertate, celui care n-are nimic, n-are de niciunele, nu poate, dă-i toate libertățile de pe lume, tot sărac este,
Tot sclav este, rob este, robul nevoilor lui, robul celui dintâi care ține o bucată de pâine în mână. Gabriel, apropo de ce am întrebat-o pe Cristiana, cum sunt văzut? Și apropo, uite, ai putea fi o relație pentru... pentru Gabriel Leo Frâncu. Ar fi o provocare pentru el să preia un luptător de 36 de ani. Nu o să vorbesc așa mult ca Cristina, că știe mai multe decât mine, din propria experiență. Numai, ca să spun pe limbajul poporului, în general, noi românii în afară suntem cunoscuți ca zmardoi, că ăsta era cuvântul. Da. Deci când ne băteam, chiar și pentru sparingurile astea aranjate, bă, vine ăla că se bate, bă, vine ăla că... Bun, nu mai spun de cluburi. Se prefera întotdeauna, bă, fraților, luați români, 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 pentru că la per total vorbind, aproape unde intra românul, era liniște în discotecă, în club sau ce mai era. Și adică eu, cei care... care erau bodyguards acolo, da, da, da. Deci, bătuți, după aia cântam o lifta și era tot treaba bună. Da. Și el n-a făcut molifta. Teologie, da. M-a făcut teologie, m-am înscris să fac teologie, m-am înscris să fac teologia și... fosta mea prietenă actuală la soție, bă, dacă tu faci teologia, nu să mai mergem noi la un club, la o treabă, lasă teologia. Și nu m-a făcut. Azi îmi spune, mai bine făceai teologia, că erai mai puțin nebun. Vezi dacă te-ai după. Nu e timpul trecut. Eu avem, zic, da, am crucea în inimă. Avem relații aici, mai am și eu relațiile crucea mele. Crucea în inimă și sabia în pe, îl cunosc și tu, de fapt, pe starețul Mănăstirii Ploviceni, da. Unde s-au descoperit fost campion național de box. De două ori vicecampion național sunt de mulți box. Monahi. Nu trebuie confundat smerenia, bunătatea cu prostie. Ei, asta m-a apucat să spun la un moment dat, în pauză sau în timpul emisiunii. Nu, în pauză, spuneam. De povestea, o poveste din Pateric, în care un om care avea reputația că e foarte credincios a fost provocat de un om rău, care și-a vrut să-și bată joc de el și i-a tras un pumn. Ăsta n-a zis nimic, i-a mai tras un pumn, ăsta n-a zis nimic, i-a mai tras un pumn și atunci ăsta s-a supărat și a suflecat mânecile și i-a tras o mamă de bătaie provocatorului. Ăsta speria, bine domne, dar știi creștinismul dumneata cu Dumnezeu, cu astea, că n-ai voie, că obrazul celălalt... Domne, în Biblie scrie așa, dacă te-a lovit cineva peste, dezlovește un obraz, întinzi obrazul celălalt. Dacă îi lovești pe amândoi, Biblia nu specifică nimic despre asta. Da, și așa adică, că Dumnezeu mi-a dat liberul arbitru meu. Mi-a lăsat posibilitatea așa, să am opțiune. Așa zisa toleranță, pentru că anumite persoane au format ideea cum că dacă nu faci ceea ce se impune și te revolți, doamne, nu mai ești un bun creștin. Bă, frate, eu sunt bun creștin. Dar tocmai asta, că apăr originea mea. Cele două fețe ale monedei. Adică, eu mai am mai spus-o tot timpul și o spun când am... Dacă creștinismul ar fi fost înțeles pe timpurile pravilor noștri voievozi, pe al lui Ștefan, cum vrea să fie înțeles astăzi... Deci în mod european. În mod european, Ștefan ar fi trebuit să accepte armata moldovenii decimați, decapitați, femeile abuzate și atunci era... bun creștinul. Dar noi n-am mai fi fost azi în viață, nu am fi existat ca popor. Deci una este toleranța și smerenia și alta este prostia. Da. Apropo că vorbeai de identitate. De... continuu. Curiu, dacă... Da, hai să luăm și pe cel, să luăm și celălalt exemplu. Eu personal, dacă ar fi să aleg, dacă aș fi obligat să aleg între Ștefan cel Mare și Sfânt și Constantin Brâncoveanu, cred că aș inclina spre Constantin Brâncoveanu. Pentru că Ștefan cel Mare a păstrat independența Moldovei cu prețul a 47 de ani de lupte, e adevărat. Că nu se putea altfel. Dar Constantin Brâncoveanu, într-o perioadă de maximă presiune conflictuală a imperiilor, era între imperii, era Imperiul Țarist, Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgic. El a reușit să țină cumpăna și a asigurat țării românești 25 de ani de pace într-o perioadă în care imperiile se băteau între ele. Și ar fi durat mai mult, probabil, dacă nu îl trădau Cantacuzinii. Da. Deci dacă ar fi, apropo de asta, dacă te pun în fața acestei opțiuni, pe cine alegi? E moldovean, e nedrept. Da. Nu. Eu încerc să aleg întotdeauna dreptatea. Nu pentru că sunt moldovean sau pentru că mi-e tată sau nu știu ce, de opotrivă. Dar și stai, dacă ar fi politician și ar greși, l-aș invita imediat la închisoare, nu e nicio problemă. Dacă însuși Dumnezeu l-a lăsat pe fiul său pentru noi, atunci noi, deci în fața lui Dumnezeu nu există pili și nu există, nu. Dacă e să fim drepți, să fim drepți, ceea ce nu este. Și mai mult decât atât, poporul ăsta, ca să zic așa, nu știu dacă
Hai, vorbește că tot eram la capitolul patriotism. Vedeți dumneavoastră, așa cum spuneam, că noi l-am făcut mai mult pe Dumnezeu sclavul nostru. Noi ne plângem de multe ori că nu ne merge. De fapt, nu ne merge nimic absolut. Încercăm să facem asta, da. Pentru că ziceai în pauză că vrei să spui o poveste legat de românism, de patriotism. De patriotism, de fel de a face ceva, dacă vrei să faci ceva. Jungla luase foc, jungla de animale. Luase foc, toate animalele alergau disperate să salveze. E o legendă din folclorul nord-american, da, al indienilor din America de Nord. La care o păsărică făcea... O pasăre colibri. Făcea drumuri, du-te vino. Intra în junglă purtând în cioc cu ei apă. Leul la un moment dat oprește. Păsărică, ai nebunit, ce faci? Junga arde, oricum nu se mai salvează nimeni. De ce faci asta? Păi eu fac partea mea. Adică, așa și în poporul ăsta. Dacă și leul și elefantul ar fi făcut aceeași parte care făcea păsărica respectivă, ar fi fost salvată jungla. Așa și țara asta. Nimeni, noi toți îl așteptăm pe Ștefan sau pe Cepe sau pe cine Dumnezeu Sfântul așteptăm. Ca să-l omorâm. Ca să facem ce? Ca să-l omorâm. Pentru că dacă ar veni toți sfinții voievozi azi, n-ar face absolut nimic fără noi. Pentru că forța maselor suntem noi oameni. Forța liderului respectiv. Iar noi suntem, cum să zic, dezarmați mental, ca să zic așa. Există aceste scenarii, aceste proiecte de dezarmare mentală a unui popor? Și de ce, dacă există? Există? Bineînțeles. Lipsa credinței. Lipsa credinței, în primul rând, pierderea identității, pentru că... Și la ce le folosește pierderea identității? Întreb. Îți pierzi identitatea pentru ce mai are sens să mai luptăm atâta timp cât nu avem o identitate? Noi când luptăm, luptăm pentru identitatea noastră. Dacă am pierdut identitatea, pentru ce să mai lucrăm? Pentru ce să luptăm? Pentru ceva care nu există? Păi nu mai luptăm, lucrăm. Da, lucrăm. Ceea ce facem acum. În corporații. Pentru corporații. Bun, și în situația asta, ce-i de făcut? Situația asta e... o soluție? Soluția mea și asta e o concluzie la care am ajuns de când am intrat în facultatea de teologie și am înțeles despre ce e vorba. Că soluția nu mai este la nivel de grup, de societate, de masă, de națiune, pentru că noi nu suntem o națiune, nu mai suntem de mult, suntem așa niște... Nu, aici te-aș contrazice. Dan Poric zicea la un moment dat că la rigoare spiritul unui popor se poate restrânge și într-un singur individ. Da, așa este. Așa este. Deci națiunea există. Națiunea există, dar noi oamenii așa că, nu mai formăm, din păcate. Majoritatea, dar și dacă sunt trei, deja sunt un popor, dacă păstrează așa spiritul. Așa e, dacă sunt doi sau trei numele adică meu, este, acolo sunt și eu. Cum să zic eu, grâu de sămânță. Exact. Ăsta a mai rămas? Perfect, da. A rămas? Da. Este. Este. Grâul deci este. Poate încolți? Poate încolți. Are ce să încolțească, mai bine zis. Nu știu dacă avem, mai sunt, atmosfera ne mai permite asta, dar... Ne permite, nu ne permite... Minuni. Dacă grâu vrea, de grâu este bun, Cred că este la nivel personal. Dacă eu îmi fac treaba la fel ca pasărea colibri, și altul își face treaba și cred că încă o soluție la salvarea noastră națională este aceea de a ne întâlni. Noi nu știm că existăm. Pentru că era o pildă, Sfântul Antonie se ruga în singurătate, în deșert și spunea, Doamne, am rămas singur om normal, singur om credincios, singurul care se mai roagă la tine, pentru că nu se vedea decât pe el însuși și toată nebunia din jur. Și la un dat Dumnezeu se plictisește și îi spune, Antonie, mai am 500 ca tine în cetate, fii cu minte. Dar Sfântul Antonie nu-i vedea. Și la fel și noi, chiar cred asta, la un moment dat suntem, nu ne mai vedem, știu, nu ne mai cunoaștem. Suntem ca într-o pădure, suntem mai mulți care mergem în aceeași direcție, dar din cauza pădurii nu ne vedem. Exact, și asta, exact. De asta zicea tot Dan Puric, așa că trebuie să creăm punți. Exact, între exact. Noi. Și chiar cred că suntem atât de mulți încât de asta suntem într-un sistem din acesta de depersonalizare, de a nu mai vorbi unul cu altul, de asta avem toate mediile sociale. Tocmai ca să nu ne mai cunoaștem unul cu altul, să nu ne mai putem privi în ochi, să nu ne mai vină idei, să nu putem naște idei, să murim practic din punctul ăsta de vedere. Iar cred că soluția pentru România este să ne cunoaștem. Iar genul ăsta de emisiuni, Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane și aș completa Trezește-te Mario,
Că profesorul Corcean mi-a atras atenția. Dar de ce? Prima de, ce de ce nu Maria? Domn profesor, în primul rând pentru că e o parafrază la versurile lui Radu Gir și în al doilea rând Maria e trează. Așa este când a zis da. Așa este. Deci asta cred că avem șanse așa. Dar în mod categoric, dacă vezi ce se întâmplă în jurul tău și nu faci nimic, ești o victimă. Da, absolut. Da, îți dacă... ești vinovat, nu da, ești doar victimă. Da, ești vinovat. Ca om mă gândesc că am șanse zero, din punct de vedere uman, în jungla de azi. Dar pun totul pe izbânda mea, pe seama lui Dumnezeu. Pentru că țin cont la cuvintele lui Hristos. Îndrăzniți și veți birui. Și eu am îndrăznit și am biruit. Deci, noi nu putem să fim salvați cu forța. Barca ne este trimisă de Dumnezeu. Dacă vrem să urcăm în ea, vom fi salvați. Dacă nu, la revedere. Deci depinde numai de noi. Ce părere ai, Cristiana, acum de pe final? Are dreptate Gabriel? Cred că ține de fiecare. Dreptatea, să nu murim cu dreptatea în mână, știți? Cred că... Ba, mai bine să mori cu dreptate, că contează și cum mori. Până contează și cum mori, dar cred că contează foarte mult cum trăiești și să trăiești ca să poți să faci lucruri. Și ziceați că acum lupta nu mai e pe față și așa cred. Nu mai e, lupta nu mai e pe față, lupta e... Ziceam că în suntem ascuns. Într-o țară ocupată sistemic și că într-o asemenea țară ocupată sistemic, un război frontal este imposibil. Și atunci trebuie să aplici strategia luptelor de gherilă. Exact. Bine, aplicat la mod idatic, așa, nu la propriu, adică să-ți trimiți spioni. Să... Și asta, pentru că te infiltrezi în rândurile dușmanilor, în rândurile tuturor și acționezi și de acolo. Deci și asta este o formă acceptabilă, inclusiv de creștinism. De acord? De acord. Dragii mei, vă mulțumesc ați acceptat să-mi fiți oaspeți în această emisiune? Sper că am încercat, am reușit să elucidăm telespectatorii, să înțeleagă de unde și până unde kickbox, arte marțiale, ortodoxie, patriotism. A fost un cocktail destul de exotic pentru oameni. Interesant, adică lucrurile nu sunt atât de incompatibile. Românul a fost să fie luptător. O căruță de țăranul să nu trei imperii și mai mult decât atât erau un izmeni și în picioarele de scult s-au bătut cu toate trei imperii. Acum se poate și cu mâinile goale. Acum se poate. Puterea vine din suflet. Și, cum spune cineva în cască, și prin războiul psihologic. Adică îl putem aplica și noi, absolut, așa cum îl aplică alții asupra noastră. Vă mulțumesc încă o dată, sper să ne mai vedem în perimetrul acestei emisiuni. Celebrul salutare. Doamne. Stimați telespectatori, emisiunea noastră a luat sfârșit, din păcate. Ne revedem săptămâna viitoare. Dar până atunci, nu uitați, ca să fii român, trebuie să poți. La revedere! Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane.